PSD Hunedoara va organiza ședința de alegeri în data de 29 septembrie, eveniment politic la care este așteptat să participe și premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD. Data nu este definitivă și poate suferi modificări în funcție de programul premierului. În această săptămână va avea loc o ședință a Biroului Politic Județean, unde se vor stabili detaliile de organizare, precum și termenul limită până la care se vor putea depune candidaturile. Organizațiile locale PSD din județul Hunedoara și-au ales conducerile încă de anul trecut, iar acum, după mai multe amânări decise de centru, se va alege și noua echipă de conducere a organizației județene. Pe lângă președinte și prim-vicepreședinte, vor fi aleși vicepreședinții și celelalte structuri de conducere ale filialei pentru următorul mandat de 4 ani. Decizia stabilirii datei alegerilor a fost luată la SEBEA, iar în această săptămână se vor stabili atât detaliile de organizare, cât și termenul limită pentru depunerea candidaturilor privind funcțiile de conducere, mai spun surse din partid.